O seară de distracție la un bar din comuna Albești s-a terminat cu sânge. Sâmbătă seară, mai mulți tineri stăteau pe terasa barului din localitate. La un moment dat, între două grupuri de tineri ar fi izbucnit un scandal. Trei indivizi de 21, 26 și 35 de ani, cel mai probabil aflat sub influența alcoolului, au început să lovească alți trei tineri. La fața locului au fost chemați polițiștii, iar o zi mai târziu, cei trei agresori au fost reținuți de oamenii legii pentru 24 de ore. Cei trei tineri au fost reținuți de către polițiștii secției de poliție rurală numărul 3 Lipiceni, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani. Aceștia sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. De asemenea, aceștia au distrus obiecte de mobilier aflate pe terasa localului.